de câte ori v-ați întrebat ce fac pentru voi deputații și senatorii pentru care ați pus ștampila pe buletinul de vot la fiecare scrutin. Dacă până acum nu ați avut răbdare să le analizați activitatea, facem noi acest lucru. În 3 minute vă arătăm cât și ce au muncit parlamentarii din fiecare județ. Astăzi analizăm activitatea deputatului Aurel Căciulă, ales în circumscripția electorală numărul 39 vasului pe listele PSD. În anii 80, parlamentarul social-democrat a fost prelucrător prin așchiere, apoi a lucrat ca tehnician, utilaj petrolier și administrator. Din 2004 a fost consilier local în Huș, în 2014 a ajuns viceprimar, iar din 2016 este deputat. Activitatea sa din acest mandat arată astfel. 13 lor de cuvânt, 8 declarații politice, 55 de propuneri legislative și o moțiune. Întreaga durata lorilor de cuvânt este de doar 4 minute și 36 de secunde. Una dintre luările de cuvânt este depunerea jurământului, iar alte declarații au fost depuse în scris. Puținele sale intervenții verbale sunt lipsite de importanță. Nu a apărut la posturi de televiziune, nu a ieșit cu declarații în presă, deci putem spune că tinde spre invizibilitate totală. România a arătat că poate avea creștere economică, însă această creștere trebuie să regăsească în buzunarele românilor pentru a putea întări clasa de -a mijloc. În actualul mandat, Aurel Căciulă a avut 2.756 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 88%. Pentru munca depusă în Parlament, Aurel Căciulă încasează o indemnizație lunară de 10.003 10 lei. Aurel Căciulă este un controversat om de afaceri din domeniul construcțiilor, care a fost implicat într-un scandal în 2013. Atunci, 8 apartamente dintr-un bloc construit de el au fost arse în urma unui incendiu. Ancheta pompierilor a arătat că nu au fost respectate normele elementare de siguranță Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui au deschis un dosar penal pentru distrugere. În 2008, același om de afacere a fost implicat într-un tun imobiliar de 100.000 de, de euro. El cumpăra la prețuri foarte mici terenuri pe care îi le punea la dispoziție primăria Huș. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PSD Vaslui. Fidelitate partidului pe care îl reprezintă, prezență ridicată la votul electronic. Punctele sale slabe sunt următoarele. Intervenții foarte puține în Camera Deputaților, număr redus de proiecte de lege propuse, implicat în afaceri dubioase cu statul și dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea depusă în acest mandat din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Vaslui, Aurel Căciulă.